Căderea părului este corelată de medicina tradițională chineză cu meridianul energetic al rinichilor. Așa cum știți, medicina tradițională chineză vorbește de meridiane energetice, vorbește de anumite puncte pe care ar trebui să le activăm atunci când ne confruntăm cu dezechilibre. Iar în acest caz al căderii părului, recomandă activarea unor puncte situate între articulațiile ultimelor falange ale degetelor mici de la mâini. Astfel, pe această linie, între ultima falangă și penultima falangă a degetului mic, în zona acestei articulații, apăsăm de 3 ori. Apoi, pe această linie, situată între penultima falangă și antepenultima falangă a degetului mic, apăsăm de 3 ori. Chinezii recomandă să facem acest lucru de 36 de ori. Și, bineînțeles, apoi ar trebui să facem acest lucru și la celălalt deget mic. O altă recomandare ar fi să ne activăm circulația de la nivelul scalpului, de la nivelul pielii capului. Acest lucru îl știm și noi. Să ne amintim doar, pe vremuri, Doamnele spuneau că. Au un păr bogat, frumos, strălucitor pentru că se pieptănă de 100 de ori. Era vorba, de fapt, de un fel de masaj la nivelul pielii capului. Acel pieptănat repetat, acel pieptănat de 100 de ori. Noi ce putem face? Pentru că nu o să stăm să ne pieptănăm de 100 de ori. Ne masăm ceafa bine acest lucru ne ajută foarte mult și să ne liniștim, să scăpăm de stres, dar și să activăm circulația la nivelul pielii capului, la nivelul capului în general. Și apoi, bineînțeles, ne putem masa Pielea capului, ne ajutăm circulația la nivelul scalpului în acest fel, și, bineînțeles, în acest fel încercăm să combatem și căderea părului. Și, bineînțeles, contează și produsele pe care le folosim să fie produse de calitate, cu ingrediente de top, cu ingrediente tradiționale, care și-au dovedit efectele de-a lungul timpului. Așa cum știți, utilizez produsele Viva Natura și v mai vorbit despre ele. Acum aș vrea să vă prezint șamponul cu cafea verde și peptide din amarant de la Viva Natura. Acestea ajută la creșterea rezistenței firului de păr, îl face mai gros și mai strălucitor, ajută creșterea accelerată a firelor de păr, dar acest produs mai conține și extracte din guarana, din năsturel, din rozmarin. Bineînțeles, este un produs fără parabeni și fără substanțe chimice care să ne facă rău. Și acest șampon este bine să fie Utilizat după utilizarea cremei de păr cu cafea, verde și petrol. Și apoi ne spălăm cu șamponul care conține extract de cafea verde și peptide din amarant. Dar această cremă pe care noi o utilizăm înainte de a ne spăla pe cap, mai conține și multe alte ingrediente utilizate în mod tradițional, împotriva căderii părului. Este vorba de extracte de mestiacă de iarbă mare, de guarana, de ceai verde, de ardei iute. Mai conține și extracte de salce albă, de brusture de tătăneasă, turmeric. După cum vedeți, foarte multe ingrediente cu un puternic efect antiinflamator și, bineînțeles, mai conține o serie întreagă de uleiuri binefăcătoare. Dacă doriți mai multe informații despre aceste produse și dacă doriți să le achiziționați, puteți să intrați pe vivanatura.ro. Bineînțeles, toate aceste produse sunt realizate după rețetele domnului Leonard Răduț, fondatorul companiei Viva Natura și se găsesc, bineînțeles, și în multe magazine fizice, ca să spunem așa. Se găsesc în magazine cu produse naturale, în diferite farmacii și în farmacia tei, și așa mai departe. Iar povestea domnului Leonard Răduț, fondatorul companiei Viva Natura, o găsiți pe ACC Media Channel. În cadrul emisiunii Arena Învingătorilor am avut ocazia să stăm de vorbă cu domnul Leonard Răduț și să aflăm povestea companiei pe care a fondat-o, dar și filozofia care stă la baza produselor Viva Natura. Produse pe care eu cred că merită să le cumpărăm, dându-le o șansă. Sunt produse românești pentru sănătatea și frumusețea noastră.